Bună ziua, doamnelor, domnilor, bine ați venit la ședința ordinară a Consiliului Local din luna septembrie. Avem multe puncte pe ordinea de zi, am avut dezbateri pe comisii, rog pe doamna președintă să treacă în acea ședință și să intrăm. Bună ziua, în conformitate cu prevederile legale ale codului administrativ, deschidem ședința din data de 27.09.2023, ședința ordinară a Consiliului Local al orașului Dărmănești. Avem o prezență fizică de 9 și restul colegilor sunt online. 8 colegi. Începem, deschidem ședința cu primul punct, aprobarea proiectului ordinii de zi a ședinței ordinare din data de 27.09.2023. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Unanimitate de voturi, se aprobă proiectul numărul 1. Proiectul numărul 2, aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare din data de 29.08.2023. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Unanimitate de voturi, se aprobă și proiectul numărul 2. Proiectul numărul 3, aprobarea procesului verbal al ședinței extraordinare din data de 1.09.2023. Cine este pentru? Împotrivă, abține, se aprobă și punctul numărul 3. Proiectul numărul 4, aprobarea procesului verbal al ședinței extraordinare din data de 12.09.2023. Cine este pentru? Împotrivă, abține, se aprobă și proiectul numărul 4. Punctul numărul 5, aprobarea procesului verbal al ședinței extraordinare din data de 25.09.2023. Cine este pentru? Împotrivă, abține, se aprobă cu unanimitate de voturi și acest proiect numărul 5. Proiectul numărul 6, proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli al orașului Dărmănești, județul Batou. Inițiator, domnul primar al orașului Dărmănești, avizează cele 3 comisii. Vă rog, domnul primar. Foarte pe scurt, așa cum a precizat și la ședința pe comisii, este o reașezare a bugetului. Această rectificare vizează, pe de o parte, relocarea unor resurse financiare care au fost aprobate la începutul bugetului pentru partea de funcționare, în formă de ordonanță de urgență care prevede reducerea cheltuielilor cu 10% cheltuielilor de funcționare. Spuneam, reașezarea bugetului, distribuirea acestor resurse care au fost alocate pentru funcționare la capitolul de dezvoltare. Sigur, avem și niște influențe pozitive care rezultă din încasările impuse pe care le-am avut la data de septembrie 2023. Reașezăm bugetul și în urma hotărârii Consiliului Local care a privit sau a avut în analiză reorganizarea aparatului de specialitate a primarului și ținem cont și de lista de investiții care s-a suplimentat cu niște, să zic, noi poziții. O rog pe doamna contabil șef, pe scurt, să ne prezinte în sinteză rectificarea. Pentru rectificarea de buget nu au fost influențe ceea ce privește creștere sau descreștere pentru venituri sau cheltuieli. S-au făcut mutări din ceea ce privește cheltuielile de funcționare, pe cele dezvoltare de 488.000 de lei, care au fost alocate pe obiectivele de investiții, achiziție programe informatice, sisteme de securizare bază de date poliție locală, creștere eficienței energetice liceu, dotare cu mobilier pentru școlile din Dărmănești, achiziție și promovare turistică a orașului Dărmănești, asigurarea infrastructurii tip orașul Dărmănești, înființare parc fotovoltaic pe dețul orașului Dărmănești Batou, lucrări de reparații de boli și condiții de acces strada Orizontului. Pentru partea de venituri din autofinanțate,
ce cheltuielile care au fost suplimentate de o listă de investiții pentru amenajarea de spații garaj 102.200. Iar la parte de cămie în Lapuș au fost retrase cei 70.000 de alocare de cilindrare. Dacă sunt întrebări, dacă sunt ceva de care vreți, vă rog. Supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Cu unanimitate de voturi se aprobă și proiectul numărul 6. Proiectul numărul 7. Proiect de hotărâri privind aprobarea studiului de fezabilitate a indicatorilor tehnico-economici ai proiectului a listei de investiții prioritare a valorilor investițiilor aferente Consiliului Local Dărmănești și a participării Consiliului Local Dărmănești la cofinanțarea proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Bacău în perioada 2014-2020. Inițiatorii al proiectului, domnul primar al orașului Dărmănești, avizează cele trei comisii. Câteva lucruri am să spun de acest proiect de hotărâre. Este vorba de proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă usată din județul Bacău. El este finanțat din fonduri europene, a fost resursa financiară alocată în perioada 2014-2020 cu extensiile de care știm, datorită influenței creșterilor de prețuri din perioada anilor trecuți. Acest proiect nu a reușit să fie pus în practică. Au fost făcute mai multe proceduri de licitație pentru execuția lucrărilor și, în mare parte, nu s-au finalizat aceste licitații cu adjudecarea și încheierea unor contracte de execuție datorită prețurilor mici care erau puse în aceste liste de cantități. Astăzi, acest studiu de fezabilitate a fost reactualizat și avem trei proiecte de hotărâre care țin de implementarea acestui proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă usată în județul Bacău. Sigur că și orașul Dărmănești face parte din acest proiect mare de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată. Și astăzi aprobăm la acest proiect de hotărâre studiul de fezabilitate reactualizat, indicatorii tehnico-economici și ce ne interesează pe noi, participarea Consiliului Local la cofinanțarea acestui proiect regional de dezvoltare apă și apă uzată cu suma de 223.839 fără TVA, reprezentând 2% din valoarea deficitului de finanțare, 94% cheltuieli eligibile. Sigur că am făcut și la comisii câteva precizări legate de articolul 4 în care am solicitat să se reformuleze articolul 4 prin se mandatează primarul orașului Dărmănești în adunarea generală, nu reprezentantul orașului Dărmănești, pentru că ar fi însemnat ulterior să mai dăm o hotărâre de Consiliu prin care precizam cine este reprezentantul orașului Dărmănești. În rest, dacă sunt întrebări. Dacă nu sunt întrebări, supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Unanimitate de voturi se aprobă proiectul numărul 7. Proiectul numărul 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului anual de evoluție a tarifelor conform rezultatelor analizei cost-beneficiu pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Bacău în perioada 2014-2020 și mandatarea reprezentantului orașului Dărmănești să voteze în adunarea generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacău aprobarea planului anual de evoluție a tarifelor. Inițiatorul este domnul primar al orașului Dărmănești. Avizează Comisia de Finanțe. Vă rog. La fel, câteva precizări. Este cea de-a doua hotărâre de Consiliul Local, proiect de hotărâre de Consiliul Local care ține de implementarea acestui proiect pentru apă canal din județul Bacău. La articolul numărul 1 se aprobă planul anual de evoluție a tarifelor conform rezultatelor analizei cost-beneficiu pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată conform anexei 1. La articolul 2, la fel precizarea pe care am făcut-o la precedenta hotărâre, se mandatează primarul orașului Dărmănești. În rest, celelalte puncte țin de mai mult de Asociația de Dezvoltare Intercomunitară
acolo și cred că sunt în regulă. Dacă aveți întrebări, mulțumesc. Supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Unanimitate de voturi. Se aprobă și proiectul numărul 8. Proiectul numărul 9. Proiect de hotărâre privind punerea la dispoziție de Societatea Comercială Compania Regională de Apă Bacău, prescurtat CRA, SA, a terenului aferente investițiilor din cadrul proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Bacău, perioada 2014-2020. Inițiator al proiectului, domnul primar, avizează Comisia Juridică și Urbanism. Câteva precizări am să fac și aici. În primul rând, la articolul numărul 1, așa cum am precizat la ședința pe comisii, rog punerea la dispoziția terenurilor aferente obiectivului de investiție să țină cont de hotărârea de Consiliul Local care statuiază terenul pe care îl vom pune la dispoziție pentru obiectivul 3 din listă și anume reabilitarea funcției de apă rută de la Poiana Luzului la stația de tratare Cărăboia, legime de 9527 de metri, adică noi am aprobat o hotărâre de Consiliul Local în acest an, cred, prin care am stabilit că traseul acestei adicțiuni va fi prin zona de islas pe care îl avem adiacent cu strada Valea Luzului și nu pe Valea Luzului în integralitate, deoarece avem o zonă în care sunt foarte multe case, avem utilități, canalizare, apă și extindere de țea de gaze acolo și această conductă de aducțiune nu ar face altceva decât să creeze mult disconfort cetățenilor. Deci la articolul numărul 1 vreau conform anexei 1 să fie precizat clar și hotărârea de Consiliul Local prin care noi am aprobat acel traseu și la articolul numărul 3, la fel trebuie precizat, când noi avem niște proiecte în derulare, am predat pe un tronson de drum acest teren către Compania Națională de Investiții și s-a semnat contractul de finanțare și astăzi suntem în fază de s-a dat ordin de începerea proiectării și trebuie precizat foarte clar aceste cerințe ale noastre, că spune aici că este teren liber de sarcini. Deci trebuie să precizăm foarte clar că sunt proiecte în derulare acolo, sunt mai avansate decât cel de la Compania Regională de Apă, acea zonă va fi asfaltată și orice fel de lucrare care va fi făcută în zona, în apartamentul străzii Valea Luzului, va crea disconfort. Deci cu cele două precizări, proiectul de hotărâre poate fi aprobat, în primul rând, conform hotărârii de Consiliul Local, predăm avansamentul care vizează adicțiunea de la Baraj Poiana Luzului la stația de la Cărboia și la anexa 2, privind declarația prin care se menționează faptul că terenurile prevăzute în anexa 1 nu au fost depuse cereri de retrocedare, nu au fost depuse în condiție și acestea nu fac obiectul unui litigiu sau mai știu ce, sunt libere de sarcini, adică nu trebuie să spun că există un proiect și în hotărârea pe care am aprobat-o anterior, s-a ținut cont de lățimea benzii carosabile puse la dispoziție pentru investiția de la Compania de Apă și acest terasament, care este în afara zonei asfaltate, să fie pus la dispoziție, așa cum am precizat în hotărârea de Consiliu. Atunci supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Cu unanimitate de voturi se aprobă și proiectul numărul 9. Proiectul numărul 10. Proiect de hotărâre privind actualizarea componenței Comisiei Sociale de Analiză și Evaluare a cererilor pentru efectivizarea locuințelor ANL din orașul Dărmănești. Inițiator domnul primar al orașului Dărmănești avizează Comisia Juridică. Practic, la această Comisie Specială de Analiză și Evaluare a Cererilor pentru Practizarea Locuințelor ANL a fost înlocuit un membru, Alina Picopie, nu mai face parte din colectivul de lucru al aparatului de specialitate a primarului și am propus înlocuirea cu Crețu Valeria. În rest, toți ceilalți membri rămân cei din
vechea comisia. Dacă sunt întrebări, supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Unanimitate de voturi. Se aprobă și proiectul numărul 10. Proiectul numărul 11. Proiect de hotărâre privind stabilirea cuantumului chiriilor aferente contractelor de închiriere pentru unitățile locative construite de către Agenția Națională pentru Locuințe din orașul Drămănești, strada Energiei, numărul 57A și 57B. Inițiator al proiectului primarul orașului Drămănești, avizează Comisia Buget Finanțe. Sigur, și aici câteva lucruri. În luna septembrie și prima parte din octombrie trebuie să Comisia de Analiză pe care am votat-o numai de vreme, trebuie să analizeze solicitările celor care doresc să ocupe o locuință la blocurile ANR. În preliminar, trebuie să aprobăm cuantumul aferent de contractelor de închiriere. Astăzi, prin acest proiect de hotărâre, aprobăm acest cuantum, aprobăm modelul de contract și perioada pentru care se încheie aceste contracte, 1.11.2023 până pe 31.10.2024. Acest calcul este în corelare cu legislația în vigoare și ține cont de inflație pe categorii de vârstă și așa mai departe. Dacă sunt întrebări? Dacă nu, supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Eu o abțin. O abținere. Doamna consilieră Berteș. Deci cu un singur vot de abținere se aprobă și proiectul numărul 11. Proiectul numărul 12. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al orașului Drămănești în cadrul Comisiilor de Administrație, precum și a Comisiilor de Evaluare și Asigurare a Calității la nivelul unităților de învățământ preuniversitar de pe raza orașului Drămănești, județul Bacău. Inițiator domnul primar al orașului Drămănești, avizează Comisia Juridică. Așa cum am stabilit ședința pe comisii, vă propun spre aprobare următorii colegi din Consiliul Local, fie membri din Consiliul de Administrație, fie în cadrul Comisiei de Evaluare și Asigurare a Calității. La nivel tehnologic Drămănești, membri din Consiliul de Administrație, Buzatu Mihai și doamna Mătrundureanu, iar în Comisia de Evaluare, domnul Debrețin. La școala Plop, Nicodim Elena și Pop Iuliana, în Consiliul de Administrație și domnul Alexa în Comisia de Evaluare. La școala gimnazială numărul 2, Stoica Adriana și Cotfas Vasile în Consiliul de Administrație și doamna Verdeș Mirela în Comisia de Evaluare. La școala numărul 3, Chiper Gheorghe și Cumila Fănel în Consiliul de Administrație și domnul Manea Ilie în Comisia de Evaluare și Asigurare a Calității. Dacă sunt întrebări, mulțumesc. Supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă, abținere, doamna Cenie. Care suntem propuși, am trebuit să ne abținem la doamna director. Doamna este director și de asta abținere. Cu o singură abținere, cu unanimitate de voturi, se aprobă și proiectul numărul 12. Proiect numărul 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea procedurii de executare silită a creanțelor fiscale restante datorate bugetului local al orașului Drămănești prin aplicarea sechestrului asupra bunurilor mobile și sau imobile aflate în proprietate sau coproprietatea contribuabilului, precum și procedura de evaluare și valorificare a acestora. Inițiator al proiectului domnul primar, avizează Comisia Juridică și Buget Finanțe. Spuneam că această procedură de executare silită nu este o invenție a noastră, ci este un extras din codul fiscal și venit cu această procedură cumva în întâmpinarea problemelor pe care le-au identificat colegii noștri de la compartimentul executare silită. Practic este o sinteză celor specificate în codul fiscal, o cale mai scurtă de întâlnire și acest proiect de hotărâre
a venit la solicitarea doamnei cu șef, este practic o procedură care lămurește acolo unde este cazul, anumite probleme, întrebări puse de colegii noștri din aparatul de specialitate, în speță de la compartimentul de executări civice. Sigur că în codul fiscal sunt toate lucrurile detaliate. Am avut, repet, discuții cu mai mulți colegi din administrația publică. Sunt și alte autorități publice locale care au aprobat astfel de proceduri prin hotărâre de Consiliu. Nu cred că există niciun fel de problemă dacă venim în sinteză cu această procedură pe care o punem la dispoziție serviciului economic și celor de la cadrul compartimentului de executări civile. Dacă aveți întrebări? Dacă nu, supunem la loc. Cine este pentru? Împotrivă. Doamna Berteș. Împotrivă. Abține. Un vot împotrivă. Se aprobă și proiectul numărul 13. Proiectul numărul 14. Proiect de hotărâre privind atribuirea în folosință gratuită a doamnei Nunțanu Diana Mihaela, unui lot de teren în suprafața de 399 metri pătrați, aflat în domeniul privat al orașului Dărmănești, pentru construirea unei locuințe proprietate personală în condiție de legii 15/2003, republicată cu modificări și completările ulterioare. Inițiator al proiectului privat, avizează Comisia Juridică și Comisia Urbanism. Câteva precizări și aici. Sigur că această suprafață de teren a fost atribuită printr-o hotărâre anterioară. La acel moment solicitantul era căsătorit. Între timp au început lucrările la construirea unei case. A intervenit și un divorț. Doamna Nețanu solicită emiterea unei, aprobarea unei noi hotărâri de Consiliu în care să fie beneficiară doar dumneai, motivat de faptul că nu mai formează un lucru cu fostul soț. Dorește să continue lucrările la această casă, înțeleg că are și resursă financiară și propunerea mea este să aprobăm acest proiect. Să punem la vot. Cine este pentru? Împotrivă. Abține. Unanimitate de voturi. Se aprobă și proiectul numărul 14. Proiectul numărul 15. Proiect de hotărâre privind aprobarea protocolului de organizare a conferinței internaționale 30 conferințe din Industrial Mathematic KAI 2023, precum și a resurselor alocate din bugetul local în vederea desfășurării conferinței în orașul Dărmănești, județul Bacău, inițiator al proiectului primarul orașului Dărmănești, avizează Comisia Juridică și Comisia Buget Finanțe. În perioada 14-17 septembrie, la Iași, a avut loc conferința CAIM 2023, conferință internațională de matematici aplicate, la care localitatea noastră a fost partener. Sigur că au participat vineri și sâmbătă la Iași, la această conferință, iar duminică, întreaga delegație formată din peste 50 de profesori universitari, academicieni și cadre universitare, majoritatea experți în matematici aplicate, au participat la Dărmănești în cadrul acestei conferințe, analizând mai multe oportunități de proiecte în care pot fi aplicate aceste, eu știu, tehnologii de ultimă generație și descoperiri în matematică de ultimă generație. Sunt 4 proiecte în analiză, 3 sunt legate de posibilitatea de a aplica matematica de ultimă generație la anumite obiective care țin de proiectul sau de barajul de la Poiana Buzului și trei proiecte vizează barajul la Poiana Buzului și al 4-lea proiect se conturează în rezervația de TISA de la izvorul A. Sigur că acești cercetători de cale europeană și chiar mondială au venit
în Bărmănești, au vizitat obiectivele amintite, au stabilit niște priorități de cercetare, au format niște colective de lucru și prin acest proiect de hotărâre, practic, noi aprobăm acest protocol de colaborare-participare. Sigur, pe măsura evoluției lucrurilor, cu siguranță acești cercetători vor mai reveni la Tărmănești. Vom vedea care sunt rezultatele cercetărilor, cum pot fi puse în practică aceste cercetări. Aceste cercetări, mare parte din ele, sunt, vor fi puse la dispoziție orașului Tărmănești și, sigur, și celor care gestionează barajul la poarna uzului, dacă este caz. Dacă sunt întrebări, vă rog. Dacă nu spunem la vorbă, cine este pentru? Împotrivă, abține. Unanimitate de voturi, se aprobă și proiectul numărul 15. Proiectul numărul 16, proiect de hotărâri privind constituirea Fondului de Conservare și Regenerare a Pădurilor cu privire la procentul aplicat la volumul de masă de masă autorizat în 2023. Inițiator al proiectului, domnul primar, avizează Comisia Juridică și Buget Finanțe. Sigur că aprobăm constituirea Fondului de Conservare și Regenerare a Pădurilor. În procent, propunerea este de 10% din valoarea masei lemnoase autorizate spre exploatare pentru anul 2023, provenite din produse principale și accidentale 1, calculată la nivelul prețului mediu unui metru cub de masă lemnoasă pe picior. Noi avem, după cum bine știți, mai multe acte de punere în valoare pentru diverse parcele. În aceste parcele, supuse la exploatare în 2023, în aceste parcele avem și produse principale și accidentale 1, iar ultima hotărâre de Consiliu care reglementa constituirea Fondului de Conservare și Regenerare a Pădurilor era dată în 2016. Propunerea noastră este de 1% de 10% din suma încasată la principale și accidentale 1 să se ducă să alimenteze acest fond de conservare și regenerare, banii care noi tot în acest an vom face lucrările care sunt destinate acestui fond de conservare și regenerare, plantări și așa mai departe. Dacă sunt întrebări, mulțumesc. Dacă nu sunt întrebări, supunem la vot cine este pentru, împotrivă, abțineri. Unanimitate de voturi, se aprobă și proiectul numărul 16. Proiectul numărul 17, proiect de hotărâri privind acordarea unui sprijin financiar din bugetul local pentru următoarele unități de cult de terasa orașului Tărmănești. Parahia Ortodoxă Marcoș, Sfinția Anghe, Voievoz, Mihai și Caprin, Parahia Ortodoxă Voiștea 1, Schitul Ortodox Sfântul Efrem, Valea Uzului. Inițiator al proiectului primarul orașului Tărmănești, realizează Comisia Juridică și Buget Finanțe. Avem solicitări din partea preoților de pe raza orașului Tărmănești de sprijin financiar, datorită faptului că solicitările au la bază și lucrări de investiții și propun alocarea unui sprijin financiar în cuantum de 67.000 de lei, defalcat astfel la Parohia Ortodoxă la Apoș, Sfinții Arhanghel, Voievod, Mihail și Gavril, 20.000 de lei. Trebuie să achităm tranșa 2 la proiectul de, la partea de proiect pentru construire o capelă mortuară. Am dat în anii anteriori, cred că 20.000 și mai avem de achitat 20.000. Suma era condiționată din partea noastră pentru proiectant de obținerea avizului de la Ministerul Culturii, motivat de faptul că parohia Sfinții Arhanghel Voievoz Mihail și Gavril este monument istoric și sigur că trebuia să se obțină acest aviz. A căzut în sarcina proiectantului, am reușit în acest an să obținem acest aviz și ca atare trebuie să plătim diferența de 20.000 de lei. La parohia ortodoxă Voiștea 1 din Bărmănești propun un ajutor financiar în cuantum de 40.000 de lei. Acolo lucrurile sunt mai avansate. La fel, obiectivul de investiții este construirea unei capele mortuare și Părintele Paroh spunea că e mai avansat, a reușit să
toarnă fundații și așa mai departe și a început construcția efectivă și mai are nevoie de sprijin financiar. Repet, propunerea este 40.000 de lei. La schitul Efrem, Valea Buzului, sunt câteva probleme de stabilizare a unui perete. Părintele a lucrat acolo. Am reușit să identificăm 7.000 de lei și sper să reușească să-și acopere nevoile din acești bani. Dacă sunt întrebări, rog. Mulțumesc. Supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă, abține, unanimitate de voturi, se aprobă și proiectul numărul 17, proiectul numărul 18, proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședințe. Inițiatorul, pe următoarele 3 luni, inițiatorul proiectului domnul primar, avizează Comisia Juridică. Aici avem de nominalizat un coleg, înțeleg că doamna Mocundureanu are probleme și nu reușește să în perioada lunilor următoare să aloce timp pentru președinte. La fel și doamna consilier Pop. Urmează domnul Străluleț, da? Da. Ați reușit să vorbiți cu dumneavoastră? Puteți fi președinte pentru următoarele 3 luni? Nu e online? Poftim. Ok. Bine. Vă propunem pe domnul Stăruleț. Da. Deci domnul Stăruleț este disponibil. Vă propun pe domnul Stăruleț ridică. Dacă sunt probleme, nu? Supuneți la vot. Supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă. Cine? Unanimitate de voturi. Aprobăm și proiectul numărul 18. Proiectul numărul 19, diverse, se scrie cineva, domnul Mirea. Altcineva? Domnul Debrețin? Vă rog, domnul Mirea. Domnul Mirea. Domnul Mirea, după care domnul Debrețin? Mai un pic, domnul Debrețin. Doamnă primar, vreau să vă rog de la Pastie. Centrul de zi în ce stare și am făcut în aderare, așa nu... Centrul de zi am făcut solicitare la Minister, la Guvern, pentru aprobarea memorandumului de angajare a celor 5 poziții din statul de funcție. Suntem plătit de mai bine de 2 luni și ceva cu solicitarea la Guvern, de fiecare dată mi s-a propus că vor fi aprobate. La acest moment nu este aprobat memorandum, că am înțeles că se strâng mai multe solicitări de la nivel național și se aprobă într-o ședință de guvern acel memorandum pe fiecare localitate în parte. Imediat cum acest memorandum va fi aprobat și transmis către noi, vom da drumul la angajări. În acest moment, repet, nu putem da drumul la angajări și avem o problemă că am primit o adresă de la finanțator, de la POR, că dacă în termenul un an de zile de la ultima plată nu e funcțional, avem o problemă. Dar noi putem angaja pentru că nu, guvernul nu a aprobat un memorandum în aceste posturi. Pe întrebarea, stația de epurare, am propus eu să o vizităm, să vedem în ce stadiu și cum funcționează. Încă nu s-a... Când doriți, voi face o solicitare la directorul de la CRAB. Eu propun și... să stabilez un astfel o vizită, să mergem... O solicitare la domnul director de la CRAB și vă comunic pe grup, cei care vreți să fiți prezenți, să vedem cum funcționează stația de epurare. O propunere aș face să... Punem niște panouri de avertizare cu funcție de lege și de hotărâri locale, cu amenzi și alte sancțiuni pentru cei care aruncă gunoi în zone turistice. Vedeți în perioada asta, adică a fost clar, s-au dus turiști în diferite poieni pe marginea drumurilor și nu e plin de vidoare și gunoi. Sarcă gunoi, mai ales drumurilor. Nu ce primar să noteze și face niște, da? Pe niște plăcuțe de la urmă. A fost un... A fost niște incidente cu niște pline rom care au fost la... au furat undeva pe zona Chitice, la cineva, de vreo 3 ori au spart acolo. Am înțeles că au fost prinși, dar cred că ar trebui cu cumva să aplice legea mai dură. Adică ar trebui vorbit cu domnul comandant de la poliție să ne
Chiar ar trebui probabil invitat într-o ședință să ne facă o... Da, dar cred că ar fi bine să fie invitat în ședință de tot. Cel mai sigur, cel mai bun. Vis-a-vis de starea de infracționalitate. Da, mulțumesc. Mulțumesc. Ne prețin, vă rog. TV, te rog.